Bună, stari, și astăzi o să vă arăt păpușile mele. Partea întâi, nu partea a doua, nu partea a treia. Dați like și abonați-vă. Încercați. Și astăzi mai am o provocare pentru voi. Încercați să dați like cu nasul. Ce, oare, ce păpușă avem astăzi? Adică o să vă arăt câteva păpuși. Astăzi avem păpușa asta. E prima păpușă. O cheamă Galbenica. Așa i-am dat eu numele. Pentru că are un păr foarte frumos galben. Și ea se ocupă. Ea e polițistă. Pentru că e și îmbrăcată ca o polițistă. Am încercat eu să-i fac din niște ciorapi care mi s-au rupt mie și nu mai îmi veneau. Și acum, uitați! Culoarea ei preferată este roz. Se vede de pe pantof. Și are și o coroniță. Și în timpul ei preferat este iarna. Trecem la păpușa următoare. Tam, tam. Asta este păpușa următoare. Pe ea o cheamă Sclipi. Că îi sclipesc cu ochii foarte frumos. Și are ochii ca mama, dacă n-ați observat până acum. Și are un păr ca mama, numai că n-are albastru. Culoarea ei preferată este albastru, pentru că se vede după colier, normal. Și după șuviță. Și ea este pictoriță. Nu știu după ce se vede, dar ea este pictoriță. Pentru că așa o ales ea să fie. Îi place ei să picteze. De când era mică. Tam, tam. A doua. Adică a treia. Păi o cheamă Sofia, pentru că are rochie ca Prințesa Sofie, dacă vă uitați la desene. Culoarea ei preferată este verde, după ochișorii ei. Și desigur că în timpul ei preferat este primăvara. Și culoarea ei preferată este tantotromo. Și asta o să îmbrăcă ca Prințesa Sofia. Da-na. Și uitați ce pas facă ea. Asta cântă suficient. Pe asta o cheamă Curcubeu. Se vede după pără ei. Culoarea ei preferată este curcubeul. Că nu poate să aleagă nicio culoare din care le are în păr. Îi plac toate astea. Și desigur că nu tipul ei preferat e vara. Tan, tan. Ea lucrează. Este educatoare. Tam, tam. Cred că e a patra. Asta este. O cheamă Shimmer. Nu știu, îmi place foarte mult numele ăsta. Shimmer. Culoarea preferată este roz. Și desigur că este pompier. Nu știu, ei îi place să lucreze la pompieri. Îi place să salveze. Brrrr. Tam, tam. Ea este Pisi, care se vede după urechișile ei. Da. Culoarea ei preferată este auriu. În timpul ei preferat este toamna. Și ea este toamnă învățătoare. Tam, tam. Și culoarea e preferată, v-am zis-o. Exact. Și am terminat videoclipul. Tam, tam. Pa, pa, pupici. Abonați și dați-vă. Adică vă abonați la canalul meu și dați like, vă rog frumos. Pa, pa.